postmodernism sau de personalism implicit, poetul la județeană își încearcă cu scepticism și luar aminte căile de evoluție ulterioară. Volumele la plicare, pam, param, pam, pe prag, sau de alt, pot fi înscrise fără mari dificultăți de clasificare în neomodernismul metafizic și, până la urmă, am concluzionat că s-ar putea înscrie, cu toate că niciun poet nu trebuie să aibă etichetă și mai ales etichetă definitivă, în transmodernismul liminal. Noul volum, nous, grecii traduc cuvântul acesta vechi prin minte, inteligență, dar mai cu seamă prin noțiunea de cunoaștere, cunoscător, inițiat. Demonstrează cu prisosință cât de vii sunt poeții autentici. De la început spunem, volumul este inegal valoare. Nu urmărește nicio clipă orfismul exterior și nici pe cap pe celui interior. Nu toate poemele volumului pe care l-am în față sunt desăvârșite structural. Nici limbajul poetic nu este la fel de supravegheat cum la anterioarele 6-7 volume de poezie. Dar aceste așa zise deficiențe sunt compensate din plin prin cu totul altcevaul lis. Cu volumul nou s-a născut, s-a reinventat ca om și duc terestru, oare pentru atâta oară, un nou lis, având cu totul alte viziuni și perspective mundan-existențiale, precum și cu totul alte urgențe valorice și acte taumaturgii cosoteriologice. Bun, mai trei părți. 1. O mers când din coace, când dincolo, regionalismul este intenționat. Regionalismul, odovenismul verbal, o mers, în loc de a mers, este poate o cheie semantică a volumului, pentru cititorul care lecturează integral volumul, Moldavia Sacra fiind sub patronajul lui Venus Parascheva, al verdelui regenerator, iar O, în loc de A, fiind icoana Ouroborosului Demiurg Cosmic. 2. A doua parte. Jurnal Nous, în care Lis își strecoară scuzele față de cititor, scuze între ghilimele, în relație cu scrisul său cel nou, cuvântul Nous românit esențial, scris soician devenit dintr-o dată ciudat de răstignit, contorsionat. Poezia în acest volum se folosește paradoxal de protezele pseudo-confesive spre a-și răscumpăra aripile metafizice. 3. Fiecare lucru are rânduiala sa, se cheamă partea 3. Lis nu-și poate părăsi cu niciun preț în, din nicio lume, utopia logosului. Citez. Dacă el nu vrea, apoi îl vom sili noi. Noi acesta care am spus că se poate trage din nou să redevină funcțional sau soteriologic, reordonator de lume. Citez versul lui Stoiciu. O istorie până se restaurează ordinea. Este poezia într-un bordei părăsit. Să nu uităm că bordeiul literatar român încă de la Mihai Sadoveanu. Confer Vanu Ancuță istorisirea Zvariei Fântânarul, cea de-a noua povestire mistică, extatic, inițiatică, este simbolul cultorului alchimic, în care trecând materia grosolan istorică prin stadiile cele trei, Nigredo, Albedo, Rubedo, este la un moment dat chiar o poezie alchimică declarată a lui Stoiciu. Trupul a întunecat într-un fier, într-un sfârșitul amurgul zeu și cabiuta, se transfigurează, transcende în Duhul aur spiritual. Dacă Lis din ultimele 6-7 volume, se încăpățâna să vrea a cosmiciza lumea, dacă spațiul valac și dorea în eforturi anamnezice uluitoare, ca fiind spațiul ritualului soteriologic, iar poemul incipit, răul, n-am să citesc ce am spus tot, dar e o mică capcană creând impresia de continuitate. Nu, nu este continuitate, este disperarea celui care constată că lumea aceasta are din ce în ce mai puține șanse. E bine, Lis, din volumul Nous, este un damnat legic și hiperlucid. Adagiul Camil Petrescian, câtă luciditate, câtă conștiință pură, atâta dramă, se poate transforma prin nou volum stoician într-o altfel de formulare a noii realități și a noilor potențe spirituale. Câtă luciditate autorăstignită, tot atâta putere de exorcizare a realității, de descântec într-o întoarcere a omenirii, la originalitate și normalitate. Cuvântul acesta, normalitate, îl folosește Liviu Ioan Stoiciu de câteva ori. Căci am început de mult să ni le uităm sau să le părăsim derizorului diavol matrițele normalității ființiale, existențiale. Citez din Ioan Stoiciu, pe Ioan Stoiciu. Diavolul în persoană cerându-ne să fim umili, să stăm liniștiți în colțul nostru și să nu ne ocupăm de nimic deosebit. Că se ocupă el? Dintr-o silă de toate, rămași fără suflet, matrițe, nu ai piele și os, matrițe umplute de vrăjitoare cu apa de la morți. Refuzând, am închis citatul, poezia Matrițe, pagina 19, refuzând cu exasperare, dar și cu un soi de furor sacer, furie sfântă și creatoare, se traduce, umilința și liniștea oarbe și comode,
Lis își învăluie persoana androgenică Nous, persoană volitiv cunoscătoare și concomitent nefientă și retractivă față de obiect cunoașterii, lumea contemporană, ascunzându-se, apărându-se prin revelarea terorii monștrilor istorici de timpul contemporanitatei istoriei. Se ascunde precum larva viitorului fluture în zeci de metri de pânză, l-am citat, ca mumie, l-am citat. Citez pasajul întreg. Înfășurată în pânză de umezeală, în zeci de metri de pânză, mumie, mă sperii cu coană, nu te sufoci, scoate măcar capul. Na, nu scot nimic. Voi sunteți toți niște porci, codoși, spărgători, cuțitari, cărora dacă li te arăți pălită, trecută, te aruncă pe ușa cărciului. Că să mergi să-i însoțești în viitor pe cei decedați. Sunt pățit. Sunt pregătit. Înfășurată în pânză, dată cu milodenii, un vestigiu al unei antichități de senzație cu limba de plasmă, cu simțire tainică, Nous, închei citatul, este chiar poemul Nous, pagina 15. De observat cum pucoana, de fapt, coconul androginii, crisalida, își ferește propria istorie pălită, trecută, de istoria comună, precum stă în pățitul inițiatul, adică, de fapt, istorie decăzută într-un nou soi de comunism planetar, cel puțin la fel de pestilențial și de violent, precum cel antedecembrist. Lumea este decăzută până la halul rangul antispiritual de cârciumă mahala, iar locuitorii ei formează o populație stranie, respingătoare și de respins, în cazul oricărui inițiat într-o decență antichității de senzație, cu limba de plasmă, cu simțire tainică, adică vestigiu al unei antichități păstrătoare de mistica Duhului. Pentru că este vorba în cazul ispititorilor ieșirii din nevedere, din mistica istoriei personalizate, nu de un popor, ci de o populație saturniană entropică, pusă egal sub semnul porcului și al cuțitului, dar mai cu seama al trădării, distrugerii și al plăcerii, desfătării haosului într-o haos. O populație, citez pe Biblia Stoiciu, familiarizată cu răul. Ia și gustă, pagina 22. Voi sunteți tot niște porci, codoși, spărgători, cuțitari. Manifestările violenței grafice, absurde, ucigașe și sinucigașe, totodată al lumii, aparent real istorică, realitate iluzorie, precum este orice consecință penală a căderii, nu doar abândă, ci tind să inunde, evident, la modul ludico-vampirii, chiar arca credinței vizionare și a erosului cosmic. Citez din Liviu Ioan Stoiciu. Am un topor ascuțit. Dar ce, cuțitul de bucătărie nu ajunge? După ce stai gâtul, umplu un lighean cu sânge și îl bea, cetul cu cetul. 2 Tendel, pagina 10. Dar firește vorba Paracelsusului Borgesian din Coarta din Nisip. Crezi oare că e cu putință să trimiți ceva neant? Crezi oare că divinitatea putea să creeze un spațiu care să nu fie paradisul? Crezi oare că prăbușirea constă în altceva decât în a ignora tocmai faptul că ne aflăm în paradis? Și bun, iau pe rând câteva eșantioane. Citez. Când dorm, tu mor pentru mine. Își fige iar din gât. Mă urăști? Apasă prea tare, țâșnește sânge. Se sperie, urlă. Se umple de sânge, fuge în baie. Uite cum ai înflorit pe cadavrul meu. E primăvara de pagina 16. Thanatos este îmblânzit și exorcizat tocmai prin frații săi mitologici, Hipnos și Eros. Citat. De-i conduce oști, le-i conduce spre moarte sigură, băiguia. La această oră le-aș conduce la culcare. E adevărat. Închei citat. În definitiv, Dumnezeu, legea, logosul pur, înflorește pe cadavrele cumă spre eternizarea Duhului. Al doilea așa. Mi-au scos ghearele și mi-au limpezit cărările în sus și în jos, adâncind albia sângerea sau ale celui rău, pagina 20. Paradoxal, smulgerea ghearelor și limpezirea cărărilor în sus și în jos, adâncind albia sângerul graalic, gradalic. Potirul graal este potirul cu sângerul Iisus. Gradale înseamnă carte, adică din zona cristică autosacrificială, din cea nousului cunoaște inițiate, este operațiunea specifică alchimică de obținerea revelației heruvimilor ordinii celeste. Al treilea eșantion. Ești nemulțumit, candalagiule? Uite, ia și urechea asta mea. Îi smulge urechea dreaptă. Convert. Vine din viitor, pagina 3. De fapt, celebrul gest, ghilimele, demențial, fangogian, al lui Van Gogh, care și-a tăiat urechea și i-a dat-o unei pensionare de bordel.
al smulge de urechii vinovat istorice, devine un regenerator. El râde sardonic, îl citesc pe Virgilian Stoicii. Ai vedenii macabre, bătrâne, îi strigă din urmă, și își lipește cu scuipat urechea la loc. Cu scuipat, adică folosim materia primică de, primă demiurgică, al patrulea eșantion. Citez. El nu vede în fața ochilor decât resturi de la abator pe care se bat câinii și păsările. Câinii îi pun ordine în gânduri, zice Lis. Dar, firește, poetul gândește dincolo de istoria violenței contemporane terestre. Citez dintr-un alt poem, Mare Reacție. Alți soldați împușcați între ei, soldați împușcați de câini, câini împușcați de soldați și câini împușcați de câini. Non-violența resurrecțională a modului filozofic dat și cogetico-gotic. Câinele este lucrul Fenrir, purificatorul și regeneratorul. Iar păsările răpitoare, între ghilimele de hoi, sunt, devin îngeri restauratori ai luminii de Duh. De ce am afirmat că avem de-a face cu aparența de deficiență a structuralității compoziției și a temperării autoritare a limbajului? Pentru că Lis devine prin acest volum un mărturisitor care face eforturi titanești, liminare, să-și schimbe drumul, să-și afle și prezerve drumul sacru, unic, al existenței misionare, fie și prin autosacrificiu. Drumul înapoi, prin istoria destructurantă, istoric toxică, prin care interiorul crucificării autosacrificiale a devenit inferiorul. Interior ar fi trebuit să fie inferior avare în text. Șerpuirii sinusoidalei alunecării insesizate despre infernalitate. Are vibrații inferioare. Convernici o fericire nu mai atinge, pagina 74, spre structura de cristal adevăr. E adevărat, îl știam pe Lis un luptător aprit, dar mai curând în relațiile socioprofesionale. E bine, în volumul nou, Lis devine cel mai aprit dușman al ființei sale, celei intoxicate grav de istoricitatea destructurantă și definitiv înjositoare, creatoare a omului sub. Sunt un sub. A apărut iar unul la mine băuntru, care mă roagă în genunchi să-l omor și îmi strigă: n-ai curaj, n-ai curaj! Deci chiar vrea să se sinucidă, chiar vrea să termine cu această lume pentru a începe noul ciclu, un nou ciclu, sub semnul a ceea ce Ioan al Apocalipsei spune că se cheamă Noul Ierusalim. Sau mai tragic existențialist, dar și cu o nostalgie încredită pentru departele cel mistic. Mi-e un dor să mor, mă, Gheorghe! Da, aici tragicul ne promite o nouă lume, o nouă întrupare, o nouă cale spirituală. Li se dovedește și un intuitiv și vizionar mesianic, al frumuseții eterne și intangibile, dar și un vizionar revelator al cauzelor pierderei energiilor mesianice totodată. Urmând însă faza taumaturgică, autovindecare de istorie și de scântec, într-o revenire la originalitatea, normalitatea numită frumusețe. Citez. Nu simțiți? E ceva aici care ne ține departe de noi înșine. Acesta este secretul frumuseții. După ce ne învățăm cu locul, îl pierdem din vedere. Miercuri, octombrie, pagina 65. Unde se petrec aceste fenomene paradoxale? Citez din Liberal Stoicii. Aici, unde zeii singurătății au apus. E primăvară, pagina 60. Zeii se sinucid într-o singurătate, dar lucizi ei apun conform amurgului zeilor gotico-getii, getii se cheamă Ragnarök. Dar și conform creștinismului, numai după și prin moartea, răstignirea zeilor autosacrificial, se regenerează lumea. Adică învie Duhul. Iar Lis ajută la modul alchimico-lingvistic, adică restaurator de logos, să fie dusă mistic bătălia dintre sulful, principiu activ, și mercurul, principiu pasiv, înspre izbânda finală, țipăt, revelator al regenerării. Citez. Am țipat. Voia să mă dea de mâncare la plantele carnivore de la grădina botanică a regelui. Înțelegeți ceva? Da, înțelegem. Cum să nu, băgură din cap, obținind vegetele la închieturi. Troznirea vegetelor la închieturi, în moda mea, semnifică desfacerea, revelarea fătului mundan al noului Ierusalim. Plictisiți, reiau citatul, cei adunați gură cască, îndepărtați unul câte unul. E ca atunci când sulful alb, corupt și incandescent, intră în contact cu mercurul. Asta e lupta alchimică. În pământ fetid și se produce fier. Din păcate, Kali Yuga.
Adică se intră după fetidul pământ Nigredo și vizionarul zburător integrator Albedo în faza regenerării incandescente Rubedo, în contact cu Mercurul, pagina 28. Deocamdată care iuga vârsta fierului nu poate fi depășită sau nu trebuie oprită. Ea duce spre noul Ierusalim Ioanic. Oricât de josnic internalizat se manifestă lumea istoriei, alpinistul poet trage cu ochiul la nevăzut. Îngerii sunt peste tot, sub măștile derizorii, atât ale cadavrelor, cât și ale cruzimii călăilor, căci dincolo de dorul de a muri, clopotul lumii bate singur. Mai exact, aripi îngerești invadează cu noua lume peste câmpile bătăliilor alchimice, din care diluviul naște pe sub sau pe deasupra inconștiinței noastre devenită istorie a violenței ultime, apocaliptice, naște, spuneam, arca sălbării regenerative, aflată sub semn de nou curcubeu și de tei, iubire mistică, eros agape. Citesc din Biblia Stoicu. Mi-e dor să mor, mă, Gheorghe, în umezeala serii, îmbătat de parfumul teilor înfloriți. Îl auzi? Amândoi văd un clopot atârnat care sună de unul singur. Ce l-o fi apucat? Toate legendele din toate continentele spun că atunci când un clopot bate de unul singur, fie în China, fie în România, înseamnă că un înger vine sau pleacă. În cazul nostru trebuie să vină, pentru că urmează, după 432 de ani, Apocalipsa. Deci Kali Yuga ține 432, 432 de ani. Nu prea mult. Alchimistul poet, în mod paradoxal, stimulând violența în oglinda venețiană, adică jumătate într-un vizibil, jumătate scufundată în nevedere, prin însăși lucrarea, înfățișarea sa funcțională, se împotrivește la modul vizionar, prin alte ego-ul s-a oglindit, unor noi violențe, adoptând și insinuând, pentru noi toți, adoptarea poziției revelativ-vizionare asupra 1. Posibilității de reînfrățire paradisiacă și, deci, 2. Asupra portiței de ieșire a sufletului din corp. L-am citat pe Victor Stoiciu și citez în continuare pasajul întreg, ca să se înțeleagă. Ospătarul îl roagă să aibă grijă. Vezi, nene, să nu o spați, că e oglindă venețiană. Venețiană? Auzi tu ăla din oglindă, asta mă crede bătută în cap. Așa e, că m-a părăsit curva, s-a dus dracului. Acum miroase urât, nu o îngroapă nimeni. Mi-am dat și sufletul pentru ea. Gata, frumusețea e putreziciune. Vin trei vlăjgani peste el, îl bușește sânge de pe nas. Stați, fraților, că nu v-am zis. Energia e liberă, afară, nenorocitule! Nu v-am zis, bă, ce e mai important. Azi am descoperit portița de ieșire a sufletului din corp pe cuvânt de onoare. Cuvântul de onoare este garanția divină a revelației Logos restaurat și a regenerării prin Logos. Iar definiția expresionistului liminar dată de Blaga în filozofia stilului vorbește foarte clar despre portița de ieșire a sufletului din corp, despre șansa soteriologică a umanității care nu și-a pierdut de tot percepția nevăzutului. Citesc din Blaga. De câte ori un lucru e astfel redat încât puterea, tensiunea sa interioară îl întrece, îl transcendează, zice el, trădând relațiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu imitatul, avem de-a face cu un produs artistic expresionistă, filozofia stilului. În concluzie, să ne rugăm pentru viața poetului alchimist, pentru că, pe de o parte, este singurul care mai posedă în valea infernală a istoriei vizionarismul, pe de altă parte, pentru că poetul alchimist vizionar este singurul care are curajul să ne pronunțe nouă cuvintele într-un cuvânt. Pentru că noi am căpătat o teroare maladivă față de cuvinte. De aceea ne e greu, ne e silă, ne e frică și să le rostim fără să le schiludim. În locul nostru însă rostește, adică făurește și revelează noile rosturi într-o arhitectură cosmică, într-o țeserea semnificațiilor, într-o plutire a arcei spre cetatea divină, tocmai el, alchimistul poet. În locul nostru, adică în locul liotei de lași care nu îndrăznim să ne sinucidem și să ne regenerăm prin cuvânt. În locul nostru, spre a revela locul suprem și numele nostru, pentru a revela numele suprem, precum Hristos. Altfel, dacă nu îl vom proteja și utiliza mistic, dacă îl vom trăda într-un delir asasin, precum Iuda pe Hristos, și vom deveni sclavi. Unu, sclavi ai violenței și ai lehamite, adică ai dezangajării spirituale întunecării, citesc pe Iuda Stoiciu. Așa e la noi, până la moarte, un delir obștesc. Se mai scoală câte unul la masă și trage în jurătură la general. Și fac o mică notă aici. Generalul, ca și la Mircea Eliade, nu este noțiunea vagului, ci apelativul pentru Dumnezeu, rangul suprem demiurgic. Revin cu citatul. Tu-i paștele măsii de viață.
ni se face lehamite, ni se pârjolește, mistuie, nimicește, sufletul își ia avio de la fiecare și despare în spatele unor geamuri murdare. Observați, oglindă venețiană, geamuri murdare. Poezia chiar așa, se cheamă Tui Paștele Măsie, pagina 9. Sau, 2, sclav ai îndepărtării de viziune, de vedere asupra originalității cele eterne vii într-un suflet duh, adică îndepărtați, înstrăinați de izvorul luminii, graalul Valah. Citez, din Biblia asta, deci, obosit. Obligat să se oprească și să se întindă pe câmpul bântuit de suflete ale celor plecați în căutarea unei lumi mai bune și neîntorși în România, devenit sclav în străinătate. Bine, frigul 40. Atunci, Paștele Măsii, renașterea în Vierea prin Mama Cosmică, ne va readuce sufletul dincoace de portița revelație, în zona dispariției, închidere veșnică, non-devenire spirituală și nu o retragere în adâncul oglinzii venețiene, ci o dispariție în spatele unor geamuri murdare. Iubiți-l, fie și din interes pur personal și egotist, pe alchimistul poet. Dar pentru a reuși aceasta, împricipiți-l cu smerenie și o sârbie sinceră într-o cunoaștere nous. Mulțumesc! Da, nu pot să mă abțin să nu vă spun că sunt uimit că cheia lecturii e doar la câțiva oameni pe lumea asta. Dumnezeu jubilează. Îi mulțumesc foarte mult. Trecerea prin mistică a poeziei aduce un asemenea discurs care te copleșește. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim! Sunt cum dacă cineva mă am ceva de spus, dacă continuăm cu la Fanion. În cartea apărută la editura la fel și domnul Cost. De față cu dumneavoastră, mari scriitori români. O felicit pe doamna care a reușit să aducă aici, iată, scriitori foarte importanți, nu numai pentru județul Vrancea, cât pentru arealul românesc. Când vorbea domnul profesor de acea poezie, Doi Temperi, am zâmbit. De ce? Îi propun domnului Stoiciu să îi schimbe titlul, să-i spună Șapte Temperi. Dumnealui a făcut din prudența de a posta poezia pe Facebook. Imediat, dar absolut imediat, un prieten comun a și intrat pe mesaj particular și ai văzut ce? Nu știam despre ce e vorba, îmi explică despre ceva, mă duc la poezie, o citesc. Despre mine e vorba acolo. Zic, bă, dacă te-ai recunoscut, înseamnă că tu ești. Eu nu mă recunosc. Nu a mai durat mult, un alt prieten comun și așa vreo șapte. Toți se recunoșteau Temberi acolo. Chiar m-a amuzat în ziua aceea, teribil. Nu, le dau nume, sunt prietenii noștri, îi iubim, îi respectăm, dar a avut efectul, cred eu, cel mai neașteptat. Da. Eu am citit ambele cărți, evident. Eu consider că cu Nous, domnul Liviu Stoiciu încheie un ciclu. Începând de la Fanion, citind Nous, am avut senzația că e volumul 2 la Fanion. Asta e părerea mea, e percepția mea. Cred că trebuie de acum încolo să ne așteptăm la o altfel de abordare a poeziei. Cred că domnul Stoiciu a înțeles de mult, e adevărat, dar acum mai mult ca oricând, poezia. Cred că după următorul volum va depăși toate înălțimile poetice.
Asta e părerea mea. La Faminon, după cum știți și dumneavoastră, volumul de debut al domnului Stoiciu, apărut în 1980, reeditat după 35 de ani, după cum am mărturisit și domnului Stoiciu și ulterior unde am mai avut ocazia, această carte am găsit-o absolut întâmplător prin toamna anului 1980, în gara la Mărășești. Era undeva pe dreapta, atunci găseam cărți peste tot, acum nu mai avem nici măcar o librărie, cel puțin la Micu Sorat nu avem deloc o librărie. Și am văzut la Faninion, nu cunoșteam nici cine este autorul, nici Faninionul, efectiv. Și dacă tot timpul am cumpărat cărți, a fost una din preocupările mele și evident ne-am și citit, am cumpărat această carte. Eu mergeam împreună cu un prieten de-al meu, a murit Dumnezeu să alerte, la un liceu, exista un liceu acolo de chimie. Mergeam să facem inventarul la fetele de acolo și l-am lăsat singur, pentru că m-am apucat de citit și am rămas în gară citind cartea. Zic, băi, nu mai merg, gata, zic, trebuie să citesc cartea asta. Am citit-o, am recitit-o, m-am urcat în tren, am plecat. Le-am lăsat neinventariate? Le-am lăsat neinventariate. Ce greșeală, dar asta e. Și vreau să spun că mi-a intrat în suflet această carte și acolo a rămas. Și după 35 de ani, iată, am primit și autograf pe acea carte de la domnul Stoiciu. Sunt foarte mult pentru lucrul ăsta. Dar ediția a doua e completă, zic eu, față de prima ediție. De ce? Aici avem practic tot debutul domnului Stoiciu. Am introdus debutul din 77 și 78 din caietele debutanților. De fapt, în 77 dumneavoastră a debutat în caietele debutanților, de la acea vreme care apărea la editura Albatros. Mai avem în plus câteva referințe critice și o prefață. Și consider că e o carte acum completă, după 35 de ani, a primit, chiar de curând am văzut, cronici foarte favorabile. Deci o carte care stă în picioare de 35 de ani. E fantastic. Deja cred că merge pe 36 de acum, dacă nu știu. Da. Probabil că aici, în cartea domnului Stoiciu, m-am regăsit și eu o parte din copilărie. Poate că din această cauză m-am apropiat de această poezie din La Faninion. Am încercat să-i redăm și coperta și tot așa cum a apărut. Nu știu dacă am reușit, dar noi credem că da. Nu știu, ar fi multe de spus, dar cred că nu are sens să ne lungim prea mult, nu? Poate vrea și domnul Stoiciu să mai spună ceva și nu vă pe... Mulțumesc! Înainte de a spune ceva, știu că o să tragă cu urechea Marini Frim dacă s-a dat... În program era trecut Marini Frim din Buzău și n-a venit, mă rog, a fost doar prin surprindere cu invitația și el astăzi are alte lucruri. Și-a scris un text, n-am de gând să-l citesc pe tot, totuși să nu creadă că l-a scris degeaba, l-a și publicat deja, să știți. În acum e cultural. Da, l-a și, deci cine vrea să-l citească în întregime, e foarte bine publicat în Armonii Culturale. Da, da, da. Revista Armonii Culturale. Îmi place finalul. Trebuie, eu i-am zis că mie mi-e rușine, dar... Da, finalul este grozavnic. Da, știi de ce? Că m-a provocat domnul cu aia doi premiați Nobel. Revista lui. Poate ei să fie al treilea. Aici
subliniază că el are cu totul o altă viziune asupra literaturii române și că ceea ce crede el este ceea ce este adevărat. În sfârșit, fiecare cu căsărița lui. Am să fac doar câteva, o referire de câteva. Scriu aceste rânduri cufundat, partea a trei este legată de literatura română. Vă invit să citiți pe revista Armonii Culturale. Am înțeles cum mai publică, nu știu cum e treaba lui. Dar acolo puteți să citiți tot textul, nu are rost să o lungim, atât mai mult, cu cât urmează un fenomen. Titlul Liviu al Stoiciu sau despre despărțirea apelor literare. Urmează un fenomen. Adrian Botez lansează, sunt curios să văd, uitați-vă ce este aici. Absolut incredibil, e un fenomen, trebuie subliniat ca atar. Voi încheia cât mai repede. Deci spune Marini Frin. Scriu aceste rânduri cufundat de vreo două săptămâni, vă repet, eu citesc ultima parte. Restul, treaba dumneavoastră, dacă vreți să citiți în altă parte. El probabil o să supere că nu s-a citit tot. De vreo două săptămâni, zi și noapte, în paginile a peste 100 de cărți primite pentru jurizare la un important concurs literar, cu câteva excepții care se referă exclusiv la secțiunea de publicistică a concursului, cele mai multe volume de poezie, dar cele de proză, sunt sub limita care se poate stârni cât de cât interesul cititorului. Am făcut acest lung și necesar ocol, mă rog, partea întâi, pentru a vă convinge pe mine însumi că sunt treaz, că sunt viu și că există în lume, că există în lume, inclusiv, există în sfârșit, în lume, inclusiv în cea literară, există locuri, lucruri, situații și oameni pe care nu le poți ignora prefăcându-te că ele nu ar exista. În finalul acestor rând, mă simt obligat să menționez că înainte de a începe lectura volumelor mai sus amintite, am citit două cărți rare, fiecare din acestea reprezentând în viziunea mea câte un festin literar. Nouz, volum de așa, și De ochiul Gorgonei, memorialistică de Ion Gheorghe. Ghinion pentru majoritatea autorilor înscriși în competiția literară mai sus amintită. Iată, o spun fără nicio urmă de malițiozitate, cum se despart apele de ploaie de apele de izvor. Ion Gheorghe, fostul coleg al lui Labiș, tocmai a primit 80 de ani. E un clasic în viață. El și opera sa arată ca un flum. Lis, inclusiv prin noua carte, lansată acum la Ajut, deja poate fi considerat alături de alte două, trei nume de poezi deosebiți, unul dintre puținele izvoare ale literaturii române actuale, curate și nesecate. Vă rog să nu mă luați nume de loc, vă citesc, tocmai eu citesc asta. Citesc finalul. Așa. Doamna trebuia să citesc. Așa. Mai zic doar atât și acum puteți să surâdeți până poi marți. Pentru ceea ce urmează. Liviu Stoiciu ar trebui să fie adevăratul poet român pe care Breasla să-l desemneze măcar o dată de probă pentru candidatura la efemerul și prea mult revenitul premiul Nobel. Surâdeți, vă rog, nu asta este problema. Au mai făcut și alții această prostie. Nu e o idee, îi respect și mulțumesc pentru plusul făcut, eu nici n-am vrut să fac, dar dacă domnul m-a băgat între doi premiați Nobel în revista domniei sale, iată că poate stau lucrurile un pic mai complicat. Mulțumesc foarte mult, ați fost nemaipomeniți, n-am cuvinte să vă mulțumesc pentru prezentare. Absolut întâmplător anul acesta, domnia sa e vinovat pentru cartea Rafael, în exclusivitate. Are mare de toate dânsul. Putem, eu dacă aș fi un critic literar care mă respect, vă spun foarte sincer, asta aș face. Aș lua prima carte, aceasta, și asta ultima. 35 de ani de viață literară, în ceea ce mă privește. Înăuntrul acestor 35 de ani, deci din 1980 până astăzi, am publicat fix 15 cărți de versuri. Mult, puțin, nu are nicio importanță. Toate originale astăzi își reiau poemele și le fac. Eu nu am reluat. S-ar putea să fie ultima carte. S-ar putea, când am publicat... De poezie. De poezie, da, mai sunt și altele. De poezie, 15 cărți de poezie.
Vedeți-mă, mi se pare de necrezut că eu, o fire de sinucigaș, credeți-mă, asta sunt în continuare, pentru mine sunt imprevizibil, fac eforturi supreme, efective, extraordinare, să mă abțin, să nu explodez. Eu am un rău în mine foarte puternic, care nu mă lasă să trăiesc, cum să zic. Încerc să-l exteriorizez prin, sau să mă exprim, sau cum să mă eliberez de el, scriind. Cel mai adesea ratez. Nici nu știți câte pagini scrise, ratate, pierdute, rupte, distruse în mintea mea. Ele există. Sunt manuscrise pe care într-o zi am promis, dacă Dumnezeu îmi spune mâine mor, dar nu o să-mi spună probabil, eu am înțeles că o să mor pentru o moarte foarte dură, dacă Doamne, Doamne mi-ar da acea zi, aș face un foc mare cu tot ce am făcut eu până astăzi. După moarte, nu mai are nicio importanță. Dispărem, stăm liniștiți, suntem într-o bibliotecă. Existăm în bibliotecă, dar nu mai avem cititori, etc. Nu vreau să deviez de la subiect. Ca sinucigaș, să scrii 35 de ani, dacă vreți profesionist sau regulat, sau cum vreți, spuneți-o cum doriți dumneavoastră, pentru mine este aproape de neconceput. 35 de ani înseamnă enorm. Vă dau exemplu unui poet care a murit la 35 de ani, Aurel Dumitrașcu, ați auzit de el, care are un destin după moarte absolut stupefiant. În timpul vieții a publicat două cărți. A murit la 35 de ani. După viață a publicat, cred că, vreo 20 de cărți. Și asta datorită unui prieten, Adrian al lui Gheorghe se numește. Și a devenit celebru, un poet important. Cât a trăit, n-a semnat mare lucru. Era printre 80-ști normali. Astăzi a intrat în istorie inclusiv Manolescu în ultima lucrare, nu știu cum se cheamă asta, pentru istoria pentru înțelesul tuturor, l-a inclus pe Aurelu Dumitrașcu, a rămas cu gura căscată, nu venea să cred. Deci după moarte, și a trăit 35 de ani. E bine, eu am 35 de ani de activitate literară, nu mai pot. Eu care eram sigur că nu o voi duce, că n-am cum să o duc. Ei, acum am tot pe partea aia. Am 65 de ani, mie nu vine să cred, înăuntru n-am atât ce să știți. Încă 35 de ani. La 35 de ani acolo rămân, asta este, n-am ce să fac. E bine, 65 de ani, mai am eu 10 ani de aici de trăit, nu mai am, da. Stai să vedeți. Stai să vedeți, dacă eu mai am 10 ani de trăit, prin 75 de ani, de azi înainte, de la 65 de ani mai exact înainte, noi, practic, ne distrugem trupește sau fizic aproape zi de zi. Nu ne dăm seama. Pierdem tot timpul, da? Mai are rost să mai scoți, să mai faci, să mai scrii, să nu mai știu. Uneori mai are rost. Uitați-vă, Mihai Șoră, o minte absolut scripitoare, 99 de ani. S-a căsătorit recent. S-a căsătorit recent. Asta, da, uite, în junele de col. E și asta, o realizare. Mare! Da, să nu mai vorbeam de îndrăgostit. O fi îndrăgostit, om. Da, dar rămâne spiritul soteriologic, cum spune domnul Botez. Trupul se duce de altceva. Nu, nu, știți voi, bancul ăla, cu ăla mic, cum se cheamă, ăla mic. Nu știu dacă peste 10 ani eu mai amintesc că am publicat 15 cărți de poezie. S-ar putea să fie ultima carte, s-ar putea să nu fie. Eu mă promisesc că s-ar putea mai am, dar asta nu înseamnă că va fi și publicat. Foarte interesant că m-am întors, dar așa a fost viața. Să înțelegeți cum scriu eu, fiecare poet are felul lui de a scrie, cu totul. Nu se aseamănă, cred, niciun poet unul cu altul, sub nicio formă. La mine era foarte important să scap, fiecare carte a încercat să fie altceva, să scap de modelul de dinainte. Știți ce greu este? Știți cât de greu pot să realizez acest? Mie mi-a fost foarte greu. A trebuit să scriu ca nebunul, de exemplu, genul La Fagnolului.
Știți ce greu am scăpat de acest stil de a scrie genul la fană? Nu vă puteți imagina. Care a fost foarte greu acceptat de altfel în literatura română. An la rând m-am luptat să scap de ele. Și am reușit. Inima de raz e o carte cu totul deosebită. Absolut altă carte care a intrat în dicționarul operelor române. E foarte important asta. Am pomenit de ea. De aici înainte, mai era o problemă, 80-iștii. Sunt trecut între 80-iști, adică debutați în anii 80. Erau acuzați tot timpul că se sincronizează, că iau literatura furată de la americani, de la englezi, de la beatnik, de la cine vreți dumneavoastră. E bine, am ajuns în situația de astăzi când, practic, România scrie o poezie extrem de performantă, nu se mai sincronizează cu nimeni, 80-iștii nu mai sunt acuzați că se sincronizează cu nimeni, ei dau lecții de poezie. Efectiv, asta este realitatea. Sau probabil că asta este evoluția poeziei române, care nu mai are cititori, în mod dramatic și de neînțeles. Nu e nimic de făcut, rămânem în universități, rămânem în biblioteci, în biblioteci nu avem cititori la nivel minim de liceu. Poate în universități vor mai fi niște cititori. Pentru ce scriem? Pentru ce facem aceste manifestări? Să ne mângâiem niște orgolii cumva? Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte mângâiat în ceea ce mă privește. Mă rămân dator. Doamne ajută pentru toată lumea. Să lăsăm mai departe să desfășoare fenomenul. Tu însuți spui rănous că va începe o nouă spiritualitate. Deci, unul, avem un cititor, number one, Dumnezeu. El ne citește pe toți. Doi, vor fi cititor în următoarea sută de ani. Vom muri, e adevărat. Dar de acolo, din cerul... Așa vei spune? Da, da, da. Nu, de cerul e. Nu, din cerul vom vedea că pe pământ se citește, dar nu vor fi aceiași oameni. Că mi-ai trimis un material că în septembrie e lună neagră și se schimbă... Da, da, probabil că începe să se schimbe. Și Rudolf Steiner spune că începe să se schimbe. Este finalul epocii aerice. Trebuie ca aranghelul spiritului să-și impună punctul de vedere. Acum e jal. Ce vedem? Da? Eu vă mulțumesc de suflet, trebuie să plec acum la Brăila. Deci la Brăila începe festivalul Balcanica, trebuie să mergem să deschidem acolo. Oficial fiind președinte de Rapsa de Județ. Vă mulțumesc pentru dragostea pentru noi. Sper că timp, știu, doresc o continuare ședere plăcută și instructivă. Îmi pare rău, domnul Mătescă, nu pot să stau, dar vă promit că vă citesc niște cărți de-a dreastră cât de vă rămâne la mine și încă o dată vă mulțumesc. În suflet, de-a putea cu șoară. La revedere. Echivalează cu a arunca un obiect într-o mare. Se scrie mult în țara noastră și de multe ori se scrie și bine. Și te pomenești că fii cu o carte nouă, într-o viață supra-saturată de carte, într-un moment în care publicul pe care îl ținți stă adâncit într-un fotoliu cu telecomanda pe brațe sau cu un telefon de ultimă generație, care ține loc și de mamă și de tată și de prieteni.
Se pare că relațiile interumane au devenit prea complicate, tensionate și nimeni nu mai are chef de conversații pe viu. Ai aplicația de pe telefon care te ține legătură cu ori, în orice oră din zi și din noapte, cu mai multe persoane deodată, îți dă știri de ultima oră, îți dă la cerere informații despre cine știe, despre orice te-ar interesa. E drept că pe telefon toate persoanele cu care interacționezi par foarte fericite. Se laudă, prezintă partea plină a paharului și tu asta vrei. Să știi că toată lumea e fericită ca să nu te mai duci cu gândul că poate ai tăi sunt bolnavi, sărați și abia cară după ei greu vieță. Dușmanii oricărui scriitor nu o reprezintă pe cei comprați. Degeaba te lupți să străpungi pârghiile, găștile, zonele de influență, degeaba îți însușești politica literară, degeaba stabilești tactica de parcurs pe viitor. Dușmanii unui scriitor sunt iPhone-ul sau smartphone-ul, lipesc din ochii lor vreți, calți, fosforescenți, îți promit o lume ideală și chiar se țin de cuvânt. Și asta ți se dă, o lume lucioasă, veselă și fără complicații. Cartea a devenit astăzi, printre altele, și prea scumpă pentru multe persoane care încă ar mai avea chef de lectură. Cartea mea, pe care o să apară într-un târziu la editura Junina, se numește Ca frunza în vânt. Este o carte care acoperă mai multe zone de interes, o carte ușor de citit și care trezește diferite sentimente. Sentimentele, din când în când, mai trebuie să fie răscolite ca să nu te trezești că devii un robot programat să funcționeze la anumită perversă. La sfârșit anul ăsta s-a hotărât să definitiveze ceea ce definitivase la Revoluție, o carte care a fost la editura Albatros, n-a trecut probabil de cenzură, am înțeles că el era cel acuzat, că el era capul răutății familiei și nu se putea. Editura ținea cont de dosarul la securitate. Și n-a apărut cartea, ea s-a resemnat, a lăsat un sertar. În sfârșit, anul ăsta s-a hotărât să o scoată la Revoluție. Sper să fie valabilă. Ea a refăcut-o, cred? Nu, n-am refăcut absolut nimic, pentru că, nepublicând-o, n-a fost făcuită. Și atunci a rămas în forma în care... De aia nici care... Da, de aia nici a fost publicată. Urmează, nu s-a publicată. Și exact în forma aia, am de-a lungul timpului, că sunt atâția ani de acum, am recitit-o și a rezistat la... Eu sunt o cititoare... Continui, eu citesc. Eu cu asta mă hrănesc. Așa. Și dacă a rezistat, a rezistat la alte lecturi, înseamnă că e bună. Și eu sunt convinsă că după aia de la și acolo domnul Andrian Botez va lansa volumele, o să vă spun, Emil Botta, Închinător în frânt Emnescului, a fi Emil Botien, care va fi prezentată de domnul Ion Necula. Peste 15 povestiri cu epilog, proză, romanul Domnului X, Eliberarea de trepte în poezie, Nălucirile abatelui lui Bernardo, proză, Cavalerii apocaliptici, poezie. Cărțile au apărut, cum am mai spus, la editura Rafet, ne are în cusărat. Și, cu siguranță, domnul Constantin Barafet va... Da, despre cărțile care au apărut în editor. Fiecare carte. Șase. Bine, bravo, așa e tot. Bravo, 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 bravo
Ce am putut să spun despre Avramopoulos, deci ceea ce se spunea despre primărie, că era o întreprindere industrială de creație. 7 cărți lansate deodată, înseamnă de bună seamă ceva și sigur că avem toată prețuirea pentru efortul și pentru disponibilitatea de creație a poetului, a scriitorului și poetului este. Și faptul că încearcă cam toate genurile de creație literară. Și poezie, și proză, și eseistică, și critică literară, și istorie literară, și cum se vede acum ultima carte, proză, și s-a lansat cu destule șanse de afirmare într-un liniu epic. Sigur că am cuvinte de apreciere pentru tot efortul lui Adrian Botez. Eu îl țin în grație receptive, vreau să spun, de multă vreme. Și, da, acum ce să spun, că m-a depășit în capacitatea mea de lectură. Cu atâtea apariții, nu mai pot să mă țin ritmul și chiar mi-e teamă că vor fi lucruri care îmi vor scăpa de lectură. Da, dincolo de toate acestea, rămâne unul dintre scriitorii cei mai prolifici ai vremurilor noastre și cred că este spre bucuria tuturor cititorilor, mulți puțin cât s-au mai rămas. Vreau să nu o să mă refer, eu am primit zilele trecute un pachet de cărți de doamna Elena Mesebis cu 5 cărți, n-am să mă refer la toate, nu le-am citit pe toate, n-am avut timpul material. Dar despre cartea aceasta, poate cea mai importantă din toată creația lui Adrian Botezu, din toată creația literară din ultimii ani, această carte consacrată fraților Bota, Emil și Dan Bota. Este o carte excepțională, o carte de excepție și cred că bucură lectura oricărui cititor. Vreau să spun în prealabil două lucruri. În primul rând că această carte a apărut când a apărut Adrian? 25 mai. Anul ăsta. Ai avut noroc. Dacă nu apărea în mai, în iunie sau ulterior nu mai apărea, pentru că cei doi scriitori, cei de cultură, tratați de Adrian Botez și Dan și Emil Bota, 217. La asta mă referea și eu, da. Asta intră și autorul. Autorul a intrat deja. Nu e nimic, dar las, eu trebuie cu pachet la tine. Da. Da. Și e zic totul. Adică legea aceasta este așa de drastic, că eu cred că ar trebui jumătate din țară să intre pălcării, domnilor. Nu știu acum, deci trebuie copul. Nu contează numai valorile care dau identitatea României, doar poporului la stagă. Valorile, singurile care te lăuda. Păi, mai, dacă intră valorile, mai importă, mai are importanță ce rămâne? Cred că ar trebui o atitudine și mă opresc la acest punct o clipă. Doar așa ca să încercăm un curent de opinii. Este un prilej întâlnirea noastră, reuniunea noastră din această zi este un prilej, dar poate mai participa și la alte reuniuni și poate o cauză cu alte prilejuri și să puneți această problemă, pentru că, într-adevăr, este o lege anti-românească. Da. Nu mai anti-românească, dar este o lege care aduce mari prejudicii culturii și spiritului românesc. Un alt aspect care vreau să-l spun în prealabil, în preambulă, câteva vorbe care voi spune despre cartea lui Adrian Botez, se referă la cercetările de geografie culturală. Eu sunt un partizan al cercetărilor culturii românești în profil teritorial, pe județ, adică cultura
cultura Buzoia, cultura Gălățeană, cultura Vrânceană. Toate acestea să se găsească în lucrări monografice. Și atunci, Cartea Mare a Istoriei Literaturii, Cartea Istoriei Culturii Românești, este un sumus al acestor radiografii culturale locale, teritoriale. Cercetările acestea de geografie culturală au fost foarte dezvoltate în perioada interbelică. Ce ar fi fost cu Bârlatul dacă n-ar fi fost un George Ursu care să scrie Bârlatul literar, mai apoi și Tecuciul literar, mai apoi și Hușul. Și la fel sunt scriitori care au inventariat cu toată acribia spiritul sibian, târgoviștean, fălticenean și așa mai departe. Bacău. Deci? Bacău. Bacău, îmi pare rău că nu v-am amintit, dar nici nu am intrat în posesia acasă dumneavoastră. Da, cred că ați făcut o operă bună și care rămâne ca un instrument de lucru pentru toți cei care lucrează verbă. Aș vrea să încurajăm aceste cercetări de geografie culturală. Eu m-am plecat până acum asupra spiritului gălățean, asupra spiritului vrâncean, două volume. Am pregătit deja un volum despre spiritul buzoian, așa cum l-am preceptat eu. Din lucrările care au ajuns pe masa mea de lectură, am pregătit deja o carte despre spiritul prahovean, cred că are și o carte despre spiritul prahovean, despre spiritul basarabean, cred că apare în viitoare 3-4 zile. Și aș vrea să conlucrez cu confrații mei în radiografierea acestor arealuri culturale. Un alt aspect care, tot așa, în prealabil trebuie afirmat în ceea ce privește care am putut. Nu este o lectură ușoară. Cărțile lui Adrian Botez, cam toate, și prin excelență aceasta consacrată fraților Bota, nu este deloc o lectură ușoară. Da, trebuie să porneți, cheia acestei cărți se află în Eminescu. Eminescu este punctul de referință, este azimutul din care autorul privește activitatea fraților Bota și epoca pe care au circumscris-o. Nu doar în cartea aceasta. Eminescu este punctul de referință și momentul, perigeul din care trebuie privit întreaga cultură românească. Dacă când se referă la cărturarii care antecesori de Eminescu, este vorba despre precursori, dacă este vorba de cărturari post-eminescian, este vorba de e mult de urmași și de moștenitori ai culturii spiritului eminescian, ai spiritului eminescian. Cu alte cuvinte, dacă plecăm de la acest punct de referință, putem să înțelegem mai bine întreaga lucrare, întreaga cercetare a lui Adrian Botez. Și mai este un aspect, așa anume, faptul că scriitorul pune mare temei pe Dacia preistorică a lui Desușianu și pe elementele acelea arhaice care trebuie să aibă sau au o anumită continuitate în ceea ce privește literatura noastră contemporană. În descifrarea fraților Bota, în special a poetului Emil Bota, autorul pornește la un concept fundamental, anume acela al arheilor. Lumea arheică este un concept cu mare aplicabilitate, destul de operațional în lucrările de exegeză culturală. Noi găsim la Noica, dar de fapt găsim și la Eminescu.
Eminescu nu știe nimeni acum de unde l-a preluat Eminescu. Poate l-a luat de la Schopenhauer, într-adevăr se găsește în Schopenhauer, folosește termenul de Arhel. Poate l-a luat de la Paracelsus, de Ecumenie, unde iarăși găsim acest concept. Dar, în orice caz, reprezintă Duhul românesc în arheitatea și în factura lui istorică și arhetipală. Pornind de la asta, Adrian Botez identifică 12 arhei ai poetului Bota. Ce este arheul? De regulă, arheul este esența unui lucru, a unei existențe. Ce este arheul? Întreabă nepotul pe bătrânul din proza lui Eminescu. Și dacă greu mai ești decât nepoate, spune bătrânul. Arheul este spiritul universului. Dar, de fapt, este spiritul oricărui lucru. Lumea arheică este lumea esențelor a ceea ce există. Este un fel de lume a ideilor pure, așa cum o întâlnim la Platon. Dar având acest concept fundamental, sigur că autorul s-a putut desfășura mai ușor, pentru că stăpânea conceptele, stăpânea bine conceptele, s-a putut desfășura mai ușor sub aspect exegetic în ceea ce privește interpretarea operii lui Bota. De fapt, ambii l-au frați Bota, și Dan Bota și Emil Bota. Pe actor am avut posibilitatea să-l văd o singură dată, într-o singură piesă de teatru, și anume cum fluture pe o lampă a lui Paul Everac. Fluturile era un transfug român și lampa era orașul luminii, și anume Franța. Și aici roia toată emigrația românească și felul în care încerca să se aranjeze în cadrul spiritului plăcea. Era un străinat, firește. Și am văzut atunci ce mare actor, mi-am dat seama atunci, ce mare actor a fost acest Dan Bota. A fost excepțional. A făcut un rol de excepție și știu, mi-am inteles bine că și cronicile i-au fost foarte favorabile. Plăncele teatrale care